Salutare tuturor! Astăzi să vă prezint Google Home, asistentul inteligent de la Google, care este foarte frumos ambalat. Are o cutie destul de interesantă, chiar frumoasă. Avem aici și sigla de la Google. Da? Haideți să-l desfacem. Google Home este inteligența artificială de la Google. Concurează cumva cu Alexa de la Amazon. Foarte interesant ambalajul. Foarte ușor. Este foarte, foarte mică pentru ceea ce știe să facă. Și interesant. Are un singur buton aici pentru a opri microfonul, să nu te mai asculte. Și cred că aici este un LED și sigla foarte finuță de la Google. Aici o să vină alimentarea. Haideți să vedem ce mai avem în pachet. Ceva cărțulii interesante de la Google, garanție. Aici cred că putem să-i schimbăm baza. Partea asta se poate schimba. Să-i punem altă bază cu alte culori. Cred că se pot achiziționa și în România, n-am verificat. Aici ne povestește un pic cum se instalează, cum se inițiază de fapt dispozitivul Google Home. Este nevoie de să avem instalată pe telefon aplicația Google Home App. Este disponibilă și pe Google Play și pe App Store. Asta pentru utilizatorii Apple. În cutie mai avem doar încărcătorul și el îmbăra foarte frumos. Pare unul de calitate, cu sigla de la Google. Din păcate nu vine cu alimentator pentru Europa, așa că trebuie să vă cumpărați un adaptor. Cablul este foarte interesant. O să avem nevoie de așa ceva pentru a alimenta și o să încercăm să îi facem și o inițializare. Eu am cumpărat deja un adaptor. Am introdus alimentatorul în priză. Dar înainte de asta, aș vrea să vedem cum se scoate capacul ăsta. Oh, foarte ușor. Se pare că are un difuzor frontal și două laterale. Cred că celelalte două de pe laterale sunt pentru bas, ceea ce e foarte interesant. Și are și o intrare USB pentru, cred că pentru service, da? Să vedem cum se pune în... Oh, foarte interesant, e pe bază de magnet. Ia uite. Foarte tare. De calitate, un produs de calitate de la Google. Are loc inițializarea dispozitivului, s-au auzit și niște sunete și cred că deja este activă. Eu am instalat deja aplicația. Instalat pe telefon, îl folosesc pe un iPhone. Și aici mi arată că dispozitivul este instalat, să vedem dacă și funcționează. Ok Google, what about my day? Hey Alex, it is 6:22 p.m. Currently in Bucharest it's 31 and sunny. The forecast tonight is 22 and clear. Have a great day. Here's the latest news from NPR News Summary at 6 p.m. today. O putem întreba diverse lucruri. Are și o bară de volum aici tactilă. Bara de volum tactilă cu care putem controla sunetul dacă nu vrem să-l folosim vocal. Foarte frumos realizată. Ok Google, stop. Nu știu ce am vrut să spună. Ok Google, set level 5. Mi-a setat volumul la nivelul 5. Ok Google, how is the weather now in Bucharest?
Right now in Bucharest, it's 31 degrees Celsius and sunny. Tonight, it's predicted to be 22 and clear. OK, Google. Play Radio Pro FM. All right, here's Pro FM on TuneIn. Și acum așteptăm să inițializeze postul radio și a început Pro FM România. Ok, Google, set level 3. Și a ajustat volumul la nivelul 3. Ok, Google, stop. Ok, Google, how are you today? Foarte interesant, am să revin și cu alte review-uri legate de boxa Google. Pe că LED-ul s-a aprins de la Google și aici putem să-i... Da, putem să-i punem microfonul pe mute, să nu mai asculte comenzile noastre. Ok, Google, have a good day! Thanks, you too!